Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina și am invitat așadar antrenorul echipei Șomuț Fălticen, domnul Dan Stoica. Domnule Stoica, înainte de orice să vă întreb cum sunteți, pentru că eu, din câte știu, la Fălticeni, nu sunt câini colaci în coadă, nu e... Bă, o, o, zonă de asta unde să fie o bonanza, unde să vină jucătorii, că uite cât de bine ce salarii sunt. În schimb, lucrurile sunt constante, fără sincope. N-am -am auzit de probleme financiare la Fălticeni. Este adevărat. E, e unul din avantajele noastre. E unul din avantajele noastre din punct de vedere al aducerii de jucători pentru că știu, sau mare majoritate a jucătorilor știu, că la Fălticeni nu sunt salarii extraordinar de mari, dar sunt salarii care se dau la timp. Sunt, uh, uh, Din punctul ăsta de vedere, e o echipă care la noi în serie uh, greu de găsit. Și asta știu uh, la ce, la ce mă, mă expun, pentru că am mai activat ca antrenor și la alte echipe din, uh, din serie la noi și Uh, vă spun sincer, la mare majoritate m-am confruntat cu, cu probleme financiare foarte mari. Și e foarte greu să, să duci un vestiar unde nu intră salariile. Eu spun că este aproape imposibil pentru că atâta timp cât salariile sunt mici, dacă mai sunt și probleme este aproape imposibil. Și din punctul ăsta de vedere, la Falticini nu avem absolut nicio problemă. Deci îl avem uh, pe domnul primar Coman, care își face pe depindatoria, Consiliul Local la fel, uh, președintele, care din păcate, în momentul de față, trece o perioadă puțin mai, mai urâtă. Da, sperăm îi, dorim să multe, să, îi dorim multă sănătate. din. Sperăm să asta revină înapoi la club. Deci, din punctul ăsta de, de vedere, suntem o echipă norocoasă. Da. Uh, și, pă, nu știu, am văzut așa. E, e o căldură. E, nu că e o diferență între fetician și rădăuți? Da, diferența e mare. La, la rădăuți, pretențiile sunt foarte, foarte mari, dar nu sunt. Uh, după părerea mea, nu sunt uh, egale cu ceea ce se dă. Deci pretenții sunt mult mai mari față de ceea ce se oferă. Păi, din și din cauza toate asta, astea la Rădăuți funcționează de mai mulți ani de zile. Adică, nu știu, până la urmă e un secret, uh, un secret. în primul rând, oamenii de acolo. Oamenii de acolo... S deci s-a creat, pentru că acum, uh, să o spunem pe aia dreaptă, la nivelul anului trecut, din Rădăuți s-au făcut două echipe. Da, da, da. Dacă nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat, după părerea mea, Rădăuța avea șanse mari să, să fie o candidată importantă la promovare. Dar, din păcate, au fost acele neînțelegeri între anumiți oameni și uh, s-a făcut acea despărțire. Dar uh, trebuie să nu uităm că uh, multă lume se laudă în momentul de față că au rezultate, că sunt rezultate și așa mai departe, dar munca în proporție de. Nu vreau să dau o cifră, dar în proporție mare este al lui Iulian Ionesi, care a, a fost inspirat și a adus doi oameni de fotbal foarte importanți la Rădăuți. Și asta mă refer la Balan și la Goian. Au început să clădească ceva frumos, iar pe temelia care s-a început. Ceilalți care au venit din urmă au profitat de acea temelie importantă și uite că în momentul de față sunt rezultate și sper să de continuă. Meritul, aceste meritul rezultate. lor și profitatul ăsta, aș vrea să nu se înțeleagă că e în sens pe urât. Nu nu, 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 nu. E în sensul bun al un cuvântului. Sensul bun al cuvântului. Ei, au continuat uh, un lucru foarte bun uh, început. Ceea ce trebuie de menționat că anumiți oameni trebuie să, să, să le respectăm munca care au depus-o la, la acea echipă pentru că într-adevăr uh, eu activam la Feci la Botoșan și urmăream foarte îndeaproape Liga 3. -a. Chiar e normal dacă, că vă interesa, era o pepinieră, nu? Da, exact, era o pepinieră și mă uitam la rădăuți. Era o echipă, deveniți o echipă foarte incomodă, și toate echipele din, din serie vorbeau de rădăuți ca o echipă puternică, ca o echipă greu de bătut, ca o echipă în care punea dificultate oricărei alte echipe și să ne amintim că și Rădăuț a o echipă în Cupa României, o echipă de Liga I, dacă mi-am bine, era Pandorii Târgu Jiu. Iarăși o performanță foarte mare, pentru că era, venea după o performanță de acum 40 de ani, când fusese Steaua se vorbea după 40 de ani, vine Steaua și așa mai departe. Și atunci la echipă activau Iulian Ionesi, Dorin Goian și așa mai departe. Deci totul s-a clădit pe, pe acea, pe acea temelie făcută, după părerea mea, foarte, foarte inteligent de persoanele care le-am enumerat mai devreme. După aia a fost acea despărțire în care e, jumătate de echipă a plecat la Fălticeni, jumătate a rămas. La Fălticeni la început, se crea o emulație puternică și o concurență foarte mare cu rădăuțul, dar încet, încet s-au stabilizat lucrurile. Ia în prima fază, fază mi-aduc aminte că unii cântau prohodul rădăuțului în momentul ăla, Exact. exact. Nu o exact. să mai fie și uite că bă, continuatorii de acolo, exact. e echipa care. Manuel Costache Plămadă, au, de... au fost în gradul de a, de a menține acea, acea performanță. Și uite că, că care... Sunt tot acolo, adică, da, repet, da, da. Ați punctat foarte bine, dar asta e exact diep, cum era sloganul la lucru bine făcut. Bine făcut, exact, 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 exact. Dar să nu uităm și firma care le stă în spate, pentru că au un președinte din momentul, în momentul de față prin domnul Lucescu și firma sa, care nu știu dacă se poate spune numele, dar e o firmă importantă, o firmă cu renumini la noi în țară și și lucrul ăsta ajută Contează. foarte mult. Ajută. ajută. foarte mult. Da, e cu Doamne ajută. rădăuțiu e clar, echipa a intrat în play-off încă de etapa trecută, matematic. Și, și cu, cu șanse mari de a merge la, la baraj. Și mari de, de, a merge la, la baraj și chiar, chiar m-aș bucura din tot sufletul. Au mai făcut-o într-un an ambele echipe sucevene care au fost în play-off, au mers la baraj. Din păcate n-a fost cu rezultat bun până la urmă. Dar să fie acum și, și tot va fi bine. Sincer să fiu ca Sucevean Vă întreb puțin Ca Sucevean mi-aș dori și eu să ajungă Rădăuțul la baraj Din cauza că dacă ajunge Ceahlău La baraj va fi foarte greu pentru Suceava Deci mi-aș dori mai mult Rădăuțul să ajungă uh, la baraj Eu spun, eu spun atât uh, Din punct de vedere fotbalistic Mai teamă mi este de uh, rădăuți. Din punct de vedere al chestiunilor extra fotbal uh, Mi-e teamă de Ceahlău Am înțeles Okay. Uh, acum, eu nu vreau să se interpreteze no, sau no, să no, se no, supere no. cineva pe mine, că, dar uh, ceahlăul, uh, așa cum uh, de-a lungul istoriei, a știut să gestioneze foarte bine indirectele, uh, uh, alte colaborări, altceva. De, nu bănuiesc, nu suspicionez, dar la capitolul ăsta Cehlău stă mult mai bine. Din punct de vedere fotbalistic, vă spun sincer, mi e teamă de Rădăuți. Rădăuți, dar cum o să fie sâmbătă o să fie meci da. uh, Foresta uh, Rădăuți la Foresta. Uh, vă las pe dumneavoastră să să spuneți, dar eu încep prin a expune punctul de vedere, în primul și în primul rând Dorin Goian. Uh, și și un grup extraordinar pentru că a știut să și-l facă lângă el exact. sau bă, bă, au, exact. au înțeles, au venit oamenii lângă omul Dorin Goian sau numele doringoian. Goian, dar eu aș zice atât. Antrenorul doringoian, Dorin Goian, pentru că, sincer să fiu, din punct de vedere individual... Nu văd un jucător, wow, să spun, da, ăsta e jucător de Liga antri. Era tentat juca. la un moment dat să spun Cica, dar bă, câte etape are de când n-a mai marcat? Exact, exact, exact. Și Cica este un jucător bun, nimic da. de spus, dar este un jucător ajutat de echipă. Da, dar și Pentru el ajută că... echipa. Am văzut nu, nu, nu e, uh, cel puțin în ediția asta de campionat, a fost chiar foarte serios, chiar a participat la toate fazele de joc, uh, lucru care uh, normal, îi ia din puterea aia, din gura porții. Da, după părerea mea este o echipă bine sol solidă, o echipă bine construită, uh, dar marea majoritate a le are Dorin Guian, După părerea mea. Uh, și foarte mult m-am legat de lucrul ăsta care v-am spus dumneavoastră adineoare, nu au individualități să spui, da, sunt jucători care pot face diferența la Liga 3. -a. Sunt jucători normali, clădiți bine, construiți bine și așezați bine. Așezați bine, da, după părerea De care... exemplu, vreau da. să vă mai for o secundă, de exemplu, Ceahlău s-a întărit cu câțiva jucători peste media campionatului. Din cauza asta spun că Ceahlău poate fi o contracandidată important Pentru că au un atacant foarte, foarte ok, care vine din Liga I, din Azerbaijan, are un mijlocaș central, tot de culoare, foarte, foarte bun. Mai sunt un portar care pe mine m-a impresionat la, 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 la cum l-am văzut. Au câteva individualități peste media Ligia III. -a. Din cauza asta am și zis că va fi un candidat important Ceahlău. Da, și nimeni nu, nu zice că, că, e altceva. În momentul de față, clasamentul play-off-ului ocupat de Foresta și de Rădăuți, care și-au asigurat locul pentru play-off, Cine se mai bate pentru playoff? off Și mai Bacău, care este sigur și ei. Bacău și sigur și a da. mai rămas o mai rămas Ceahlău, dar mai era un meci ușor la... Nu ușor, la Brodoc, pentru că și aici da, e în același -a... județ. Uh, uh, da, da. Uh, Brodocul nu e tot din Nams? Nu, 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 ei din uh, Vaslui. Ah. Și eu credeam că e o comună din Vaslui, dar din câte am înțeles acum că am jucat la ei, că e o... ar fi un cartier din uh, localitatea Vaslui. Dar să știți că și acolo am întâlnit o echipă uh, grea. Chiar după meci, m-am fost întâlnit cu câțiva rădăuțini de mei și îmi zice cum a fost jocul și am zis că băi destul de greu, destul de greu, zic că m-au pus în dificultate dar bine că s-a terminat uh, uh, cu bine pentru mine. Da. Zice, Aia vrei să ieși tu în evidență? Și am zis că nu, nu, vă spun că este o echipă grea. Drept dovadă următoarea etapă, adică etapa ce a uh, trecut acum, a scos un rezultat de egalitate la Bacău, unde nu. este foarte greu să scoți un rezultat de egalitate 0-0 la Bacău. Deci și Brodocu s-a întărit, și Brodocu este o echipă puternică, va fi greu și pentru Ceahlău. Acum Ceahlău are avantajul că joacă pe terenul de la Vaslui, un, un teren mare, un teren bun și atunci își pot scoate evidență în evidență să, obțină un rezultat bun. Da, asta e, asta e cât se poate, clar. Ce n-ar mai putea încurca Ceahlău? Nimeni, Atât. Absolut. Deci Atât. Sunt, la mâna, se joacă. sunt la mâna rezultatului lor. Da da, da, da. se mai bate Miroslava, mai are o nu, mică șansă, nu nu, nu? nu cred că mai are șanse, din cauza că... Uh, cu egalul de aici, no. Din cauza că cele trei puncte. Ah, nu, stai că Dante. Cu Dante, exact, exact, Dante a făcut două neprezentări consecutive, se dau punctele înapoi la echipele care, jucas, care au jucat în retur și atunci Ceahlău mai are trei puncte câștigate. Cea, care Ceahlău pierduse. pierduse la Dante. Da. Pierdus da. la Dante. Și da. -să dau alea trei puncte. Câștigă și, și, și stau bine la capitolul da. ăsta, da. Asta e când, când se întâmplă lucruri de astea în, în campionat. E, e, frustrant. E frustrant și îmi imaginez ce ar fi fost într-un alt clasament, cu alt, alte puncte, altfel puse lucrurile în... Dante era aproape matematic, erau în play-off. Păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pe da, mă uitam așa, spre exemplu, Miroslava deci cum ne-a Miroslava, ne chinui nimeni. Singura înfrângere pe care am avut-o la ei la Foresta a fost la ei, la ei da. în, în turul campionatului iar acum în retur la ultima ultima, penultima fază de, de joc au egalat. egalat da. destul, de, destul de complicat. Adică din, din perspectiva asta nu mi-aș dori să apară Miroslava. Miroslava în, în play-off pentru că au un ascendent moral în fața Forestei. Așa este, așa Și este. știți foarte bine cât contează un ascendent moral. Procentajul este mare. Contează <laughs> mult, așa este. Da. Pe, pe, cum, cum vedeți odată play-off-ul ăsta, în care din păcate cu Șomuzul nu o să participați, dar aveți în play-out. Da. Play-off-ul, după părerea mea, Suceava va avea, va, va, termina pe primul loc, dar să știți că va avea un baraj foarte greu, foarte greu. Marea majoritate a echipelor se uită la Râmicu Sarat din seria cealaltă, dar eu vă spun că Buzău, Metal Buzău, au o echipă foarte bună, o echipă cu pretenție și, din câte am înțeles, au un antrenor nou. Este un antrenor care a fost coleg cu mine la licența A și, stând cu el de vorbă, Consiliul Județean îi ajută foarte mult și au, uh, uh, au, ca obiectiv promovarea. Deci vă spun că nu va fi ușor. Da. Chiar dacă înclin să, înclin să cred că va fi greu pentru un oraș ca Buzău să aibă două echipe la Liga 2. Dar Metalul Buzău au și un patron care dispune de resurse financiare destul de importante și am înțeles că nu îl interesează că mai are o contracandidată din același oraș la Liga 2 Informațiile mele sunt că sunt o echipă puternică, o echipă bine clădită, cu jucători aduși chiar acum în iarnă de la Liga 2 Sunt câțiva jucători, 3 sau patru aduși de la Liga 2-a, deci o echipă puternică. Pentru Suceava nu va fi ușor la, la baraj. În același timp, va fi la fel de greu și dacă Ceahlău încet, încet, și intră în. și intră în red dacă jucătorii de care ați. Pe exact, care ați menționat. și să nu uităm antrenorul. Pentru că un antrenor cu experiență, un antrenor stimat la legile superioare. Și cred să că vedem are dacă, un, dacă, dacă știe ce să facă la Liga 3 la Liga 1, știu bine că uh, Cristi Puștai, da. că și despre el vorbim, uh, are, are tot ce trebuie. Eu uh, prin prisma uh, meciului direct pe care l-am văzut și a uh, felul în care a arătat uh, pentru că bă, uh, Ceahlău în uh, ultimii ani a tot avut, Ba Florentin Petre, ba, adică au stat bine la capitolul ăsta, dar uh, fotbal nu prea o arătat. Florentin Petre este un antrenor bun, dar este din noua generație. Nu pot să-l compar cu domnul Pustai. Domnul Pustai e un antrenor cu meciuri multe la Liga În primul rând cu o extraordinar de mare experiență. Exact, exact. Florentin Petre... Iar, e... iar meciurile astea de play-off de baraj, deja nu mai putem să le categorizim ca fiind de Liga a treia. Bravo. Deci sunt așa, uh, așa un, pic mai, un pic mai sus. Mai complicat un pic pentru noastră în play-out? Uh, la, uh, la cum am văzut primele două jocuri, uh, nu este complicat, dar în fotbal este foarte greu să, să spunem dacă e complicat sau ușor. Cert este că, așa cum ne-am explicat și lor, avem o echipă de jucători tineri care putem câștiga cu oricine. Așa cum putem pierde cu oricine. Deci depinde foarte mult De ei de și moment, de ambiția de. lor De moment și probabil Adică probabil În mare măsură și de mine Cum uh, voi gestiona momentele Din uh, preajma jocului Pentru că sunt, uh, sunt Momente importante pe, uh, Neavând un obiectiv precis După, uh, Cum, Sau cum un... se joacă? Uh, uh, Tur-retur Tur-retur, tur nu tur -retur. e uh, tur-retur-tur Nu, nu Așa e la play, Sunt uh... nouă jocuri, da Nouă jocuri vor fi și uh, de asta vă și spuneam că din punct de vedere al mentalului este foarte important pe mine să, pentru mine să gestionez uh, uh, bine situația pentru că involuntar la jucători le se mai întâmplă, e, astăzi jucăm cu ăștia care sunt pe ultimul loc sau astăzi... Uh, Puh, da și e o situație destul de, destul de grea. Mai mai mult mi-ar conveni, de exemplu, să joc în contra Sucevei, pentru că, din punctul ăsta de vedere, este mult mai ușor pentru mine să-i să motivez. sunt motivați. Exact, de, de, deja motivați ei. Da. Și, din punctul ăsta de vedere, e destul de greu. Dar sper să, să pot să-mi ating obiectivul și... Să terminăm cât mai sus, în play-out. De la uh, turul de campionat și bă, cât s-a disputat din uh, returi și până în momentul de față, ce nu au mai și pierdut, uh, mai mulți jucători au, uh, au plecat, au migrat. Da, da. Uh, au fost o, o migrație aproape, aproape, uh, spun eu, uh, obligată, din cauza că ei aveau. Uh, când am, când am venit la Fălticeni am găsit un lot uh, omogen, dar un lot uh, prea prietenos unul cu celălalt. Și atunci a trebuit să fac, uh, să, să, să rup ceva din el. Uh, erau jucători care jucase, jucau de mulți ani împreună. Uh, deja se instaurase o prietenie care, la un moment dat, prietenia asta este bună, dar uh, poate fi și. Uh, Uh, riscantă pentru un club. Uh, având în vedere că am avut o, o discuție cu domnul primar și cu stafful, stafful tehnic al echipei, am hotărât ca anumit jucători care depășesc o anumită vârstă să ne despărțim de ei și să căutăm uh, jucători tineri, jucători de perspectivă. Uh, N-a fost ușor pentru că Negocierile n-au fost chiar extraordinar de ușoare, dar până la urmă am ajuns la un numitor comun. Șapte jucători au părăsit echipa și au venit alți șapte. În momentul de față, pe ceea ce se construiește, pe planurile pentru următorul an, sunt, să spunem așa, în, într-o linie dreaptă. Da, da, în mare măsură sunt în linie dreaptă. Și din actualul lot vor fi jucători care ne vor părăsi în vară și vor fi înlocuiți cu alții. Pentru că avem și un, o colaborare cu un impresar din zonă și care ne va ajuta... Dar nu a avut la un moment dat o colaborare cu Botoșaniu din... Da, când pe, eram pe, la Botoșaniu, da. Pe da. ceea ce înseamnă componenta de under. Și acum la fel. Da? Și, acum, și acum avem aceeași colaborare, și este foarte posibil ca din vară să continuem uh, Colaborarea, mai ales că a scăzut uh, uh, ca ani uh, aducerea, uh, introducerea de jucători tineri în teren. Deci anul care vine trebuia să fie 2003-2004, în schimb 2003 nu mai este considerat andar și va fi considerat 2004-2005 va fi, ceva, va fi foarte greu pentru noi să găsim jucători și atunci suntem aproape obligați să ne sprijinim sau să avem o col colaborare cu un club important în care vrea să valorifice jucătorii. Și ultima întrebare din partea mea înainte de a vă lăsa și cuvânt de încheiere și ce considerații mai aveți de făcut. Când o să începem să vedem uh, uh, fotbaliști fălticeneni în, uh, în echipă. Aici e un lucru destul de destul de complicat, destul de greu, dar sperăm noi cât, cât, mai repede. Am construit, avem deja la dispoziție, avem patru grupe. Atâta timp cât avem în jur, în prejurul nostru, LPS-uri și CSS-uri, va fi foarte greu să, să punem bazele unui sector de copii și juniori important. Dar la lucrul ăsta lucrăm. Lucrăm. Sperăm să, în următorii 2-3 ani să avem jucători chiar și din Fălticeni. În țin să menționez că în momentul de față avem în echipă doi juniori fălticenii și care activează, chiar și sâmbătă au activat ca jucători în tele. Pe asta e până la urmă important și aici e practic lupta aia și munca aia care trebuie depusă Tocmai pentru a întrerupe acea ruptură care a fost mai mulți ani de zile exact. Cuvânt de încheiere, domnule Stoica Cuvânt de încheiere, primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație Pentru că trecuse ceva ani de când nu ne-am mai văzut Sincer să fiu, în momentul de față mă gândesc mai mult la echipa voastră la cea din Suceava, pentru că mi-aș dori să, ca următorul an să nu mai întâlnesc la Liga 3 -a și să... De ce? Spuneați că motivează, că așa, da, oricum mulțumesc de gânduri. Aveam, avem nevoie de o echipă în județ, unde să fie echipa Fanion, o echipă care să ne reprezinte la un nivel mult mai, mult mai sus și din cauza asta vreau să vă urez multă baftă și să dea Dumnezeu ca la anul să urmărim jocul la Liga a doua, de aici la Suceava. Bun, asta nu înseamnă că noi nu vom avea în continuare atenția către Liga a treia pentru că avem uh, uh, numai puțin anul ăsta competițional și anii trecuți, numai puțin de trei echipe uh, și îndrăznesc eu să spun uh, fiecare echipă bună în, uh, în felul ei. În felul uh, uh. Cel puțin așa percep și, și Fălticenul. Domnule Stoica, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes și sănătate, că e mai presus de vă. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper să ne mai vedem. Cu, cu mare drag. Atât pentru această ediție a emisiunii noastre, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.